Salut! Astăzi am să-ți arăt cum poți transfera Bitcoin dintr-un portofel în altul. După cum se vede pe ecran, avem un portofel Bitcoin și mesajul se sincronizează cu rețeaua. Am să mă opresc puțin să vă povestesc ce este cu această sincronizare, după care am să trec mai departe. Este foarte important să ne sincronizăm cu rețeaua pentru că altfel tranzacțiile nu sunt vizibile. Adică în cazul în care noi transmitem o sumă de bani dintr-un cont în altul, iar portofelul unde trimitem nu este sincronizat cu rețeaua, atunci tranzacția nu este vizibilă și noi nu vom vedea banii în portofel. La prima instalare a portofelului Bitcoin va trebui să așteptați aproximativ 1-2 ore până portofelul vostru ajunge să se sincronizeze cu rețeaua Bitcoin. De ce durează atât? Pentru că blockchain-ul, adică toate tranzacțiile efectuate până acum, vor fi descărcate în calculatorul vostru și acela este un fișier destul de mare. De aceea durează o oră sau două. Da, îl lăsați pornit și el se sincronizează singur fără să-i faceți nimic. Acum am să vă arăt cum transferăm Bitcoin într-un alt portofel, da? Pentru a putea transfera Bitcoin avem nevoie de două portofele Bitcoin. De obicei în calculatorul vostru veți avea doar un portofel. Tocmai de aceea aici se vede, eu folosesc programul VMware, în care practic am mai deschis un sistem de operare și am mai sincronizat un portofel Bitcoin pentru a vă arăta și a face posibil acest transfer, ca să vedeți cât de rapid funcționează. Pentru a primi Bitcoin mergem la Receive, vom scrie aici un label, să zicem, acest label putem să-l folosim ca un nume asupra adrese pe care o primim. Da? Vedem aici în partea din stânga avem Mining Rig 5. Să nu scrie adresa ca mai jos, să scrie Mining Rig. Și atunci am să scriu Adrian, adică primesc de la Adrian. Dăm click pe Request Payment. Ni s-a deschis acest QR code pe care îl putem scana direct cu telefonul sau putem copia direct adresa de mai jos. Am dat click pe Close. Vin în portofelul de dincoace, dau click pe Send. Introduc adresa de Bitcoin și introduc 0.029. Am dat click pe Send. În momentul de față suntem întrebați, suntem siguri dacă dorim să trimitem? Și dorim să trimitem 0.029 Bitcoin. Dăm click pe Yes și vedeți că 0.029 Bitcoin au plecat din contul nostru și au apărut instantaneu în contul de pe Windows-ul pe care l-am virtualizat. Da? Acest lucru face ca moneda virtuală Bitcoin să fie preferată de foarte multe persoane pentru că transferul de bani dintr-un colț al lumii în celălalt colț se face foarte rapid și cu comisioane foarte, foarte mici. Ok? Vedeți că asta vreau să vă mai explic. Avem aici în portofel o căsuță unde scrie disponibil, unde scrie pending și total. Dar în momentul de față, banii noștri sunt în pending. De ce? Pentru că tranzacția noastră încă nu a fost verificată de rețea. Tocmai de aceea avem nevoie de 6 confirmări de la rețea pentru ca tranzacția noastră să fie confirmată. Banii am primit, înapoi nu se mai pot lua, doar trebuie să așteptăm undeva aproximativ la 10 minute pentru a confirma tranzacția pe care am făcut-o. Însă, după ce se confirmă tranzacția, puteți să trimiteți banii mai departe. Puteți urmări statusul tranzacției dând dublu click pe tranzacție, da? Se vede că am primit un ID, da? ID-ul tranzacției. Și aici, în mod normal, ar trebui să scrie 06, adică 6 confirmări. Însă, trebuie să așteptați aproximativ 10 minute. Acum decurge totul mai rapid sau
toată această confirmare a tranzacției va decurge mult mai rapid, cu cât viteza rețelei va fi mai rapidă. În cazul în care aveți alte întrebări, nu ezitați să ne contactați. La revedere!